Câtă proteină ar trebui să consum pe zi ca să pui o masă musculară? Dacă ești sportiv, dacă ești alergător, dacă ești sedentar, dacă ești femeie gravidă, dacă ești bătrân trecut de 60 și ceva de ani. Dacă ești în surplus caloric, există niște nuanțe și astăzi vreau să vi le ofer, pentru că nu cred că a făcut-o cineva vreodată așa cum vreau să o fac. Deci, fără alte introduceri, haideți să începem. Proteină insuficientă. Ce înseamnă chestia asta? Înseamnă 30-40 de grame pe zi. Cunoașteți oare pe cineva care mănâncă atât de puțin? Nu, nu cunoașteți. Astea sunt problemele țărilor subdezvoltate, țărilor din lumea a treia, unde se face foame în adevăratul sens al cuvântului. Și pentru a informa deficiențele acelor țări, WHO, World Health Organization, a pus la cale metode de măsurare a aminoacizilor, și anume PDCAAS sau DIAAS. Aceste măsurători care au problemele lor, la primul Google le veți găsi pe toate, n-am să le înșir aici pentru că nu este despre asta. Aceste metode măsoară digerabilitatea și asimilarea aminoacizilor și vor face diferența și vor grada proteinele în funcție de valoarea lor. Deci în momentul în care auziți proteine de calitate, la asta se referă. Și mai mult decât atât, se referă la un conținut de aminoacizi care este foarte asemănător cu conținutul de aminoacizi al corpului nostru, adică ceva foarte asemănător cu noi. Deci cu cât o proteină este mai asemănătoare cu proteina din care suntem noi alcătuiți, o considerăm mai eficientă, o considerăm completă, o considerăm calitativă. Dar ce proteină poate fi totuși mai fidelă cu proteina umană decât proteina umană? Așa că ideal ar trebui să fim cu toții canibali. S-a încercat, n-aș veni eu cu ideea asta. Și eu nu zic să facem asta, zic că ar fi, bineînțeles, oricând o opțiune. Și putem începe cu băieții care nu lucrează picioare. Deși cei mai mari 3 mușchi ai corpului se află în jumătatea inferioară a corpului, vom face foamea foarte repede. Deci, ce am învățat de la WHO și de la aceste două variante de a măsura aminoacizii, oricât de problematice ar fi ele, știm în felul următor. Că dacă te afli într-o situație de genul ăsta, și apropo există și excepții, de exemplu anorexie, de exemplu lagăr de concentrare sau cineva care, nu știu, e naufragiat sau pe munte de 2 săptămâni. Nu discutăm excepțiile alea. Deci dacă ai la dispoziție calorii insuficiente și proteină insuficientă, atunci fără doar și poate, cea mai bună proteină pe care o poți consuma este una de origine animală. Ai nevoie de 70 de grame de proteină pe zi ca să fii în zona de doza zilnic recomandată, adică minimă, discutăm exact ce înseamnă și minim, și tu mănânci doar 30-40. Atunci dacă tot e puțină, măcar să fie completă, pentru că dacă ar fi incompletă, atunci ar fi și mai problematic. Și atenție când zic și mai problematic, pentru că oricum ai o problemă imensă. Tu mănânci 800 de calorii pe zi și ai 30 de grame de proteină, când în mod normal ar fi trebuit să ai de 3 ori mai mult, să zicem. Ce se întâmplă în situația asta? Păi probabil, în loc să mori în 25 de zile, o să mori în 27-28. Cel mai probabil, asta se întâmplă. E ca experimentul ăla cu, bun, ești vegan, ești pe o insulă pustie cu un porc, faci foamea, n-aveți ce mânca, el mănâncă iarbă, tu poți să mănânci porcul, mănânci sau nu? Băi, eu personal nu-l mănânc, să vă zic de ce. Îl omor și îl mănânc. Bun, mănânc cât de mult pot pentru că n-am frigider, n-am cum să îl stochez pentru mai încolo. Așa că la temperatura normală, să zicem că suntem într-un climat de 20-25 de grade, se va strica în 24 de ore, că se strică la frigider în 3 zile. Carnea la frigider, la 1 grad, 2, 3 sau cât ții tu în frigider, se strică imediat. Deci îl tai și îl mănânc. Cât de mult pot eu să mănânc, realmente, și cu cât prelungesc agonia? Păi cel mai probabil o prelungesc cu câteva zile. Eu personal, nu știu, aș prefera să nu mor singur. Mă rog, să trăiesc 3-4 zile în plus singur, aș prefera să mor cu 3-4 zile înainte. Că tot de foame voi mori la final. Adică chestia asta cu contextul în care proteina animală este superioară proteinei vegetale, este ca un fel de caricatură. Este un scenariu unde niciunul dintre noi nu ne vom întâlni vreodată cu el. Noi nu cunoaștem pe nimeni care se va întâlni cu el și nu cunoaștem pe nimeni care se va întâlni cu nimeni care se va întâlni cu nimeni care va fi în situația asta vreodată și care va fi o problemă reală. Mai departe de un considerent teoretic, să zicem. Dar ca și cultură generală vă servește. Apropo, eu sunt vegan din motive etice, nu știu dacă știți chestia asta, nu zic ca să mă laud, nu e vreo diplomă sau ceva. Este doar mențiunea că definiția veganismului fix asta înseamnă. Înseamnă empatie față de animale. Unde empatie înseamnă că eu trag niște ponoase personale pentru binele lor. Nu este despre mine, nu este despre sănătate. Cineva care mănâncă o dietă plant-based, deși este o dietă vegană, pentru că nu contribuie la suferința animalelor, o face din motive egoiste, o face pentru el.
Ce cer să spun este că partea de sănătate și partea de etică sunt chestii foarte diferite. Și acest video nu este despre partea de etică absolut deloc. Este vorba despre partea nutrițională a lucrurilor. Și da, dietele vegane pot fi sănătoase. Din punctul meu de vedere, pot fi cele mai sănătoase. Și după cele mai conservatoare descrieri, pot face parte din pattern-uri de mâncare, din variante de a mânca foarte sănătoase. Chiar dacă nu-i dai medalia de aur, e acolo în cărți cu restul. E doar o altă opțiune. Adică chestia asta nu sunt discutabil. Dacă e cineva care contestă lucrurile astea, îmi pare rău. Am o hartă cu pământul plat acasă, cu autograf de la Isus, dacă vrea cineva, e de vânzare. Doza zilnic recomandată de proteină, 0,8 grame de proteină pe kilocorp, 70 kg, vorbim de 56 de grame de proteină. Și atenție, pentru că există persoane care chiar au și studii și nu înțeleg că această cifră minimă, cu ghilimele de rigoare, de mai devreme, este într-adevăr minimă. De acolo începe discuția, dar atenție, cifra asta este valabilă pentru 97% din populație. Și conține, dacă mi-aduc eu bine aminte, două deviații standard, ca și marjă de eroare. Adică cifra, de fapt, ar fi fost mai mică. Lucrul ăsta se face pentru multe alte substanțe. De exemplu, afli că o substanță este dăunătoare la 1000 de miligrame. Și la 100 de miligrame nu e nicio problemă. Atunci recomanzi ca doză de siguranță 5 sau 10. Aici, dacă nu mă înșel, cifra ar fi trebuit să fie undeva pe la 45-47 pe acolo. Dar cine calculează la gram? Doar că nu poți, dar n-ar trebui să vrei să calculezi la gram. Și da, n-am nicio problemă cu să consum mai mult. Poți consuma 1,2, 1,5, cât vrei tu. Nu-ți fac dieta, nu este prescriptiv. George, tu mănânci acum așa proteina asta? Nu e despre asta. Astea sunt informații și voi faceți ce vreți cu ele. Sper că înțelegeți. Bun, acum există, bineînțeles, ca în orice alt aspect, și niște excepții. Pentru femeile gravide, cifra asta poate fi chiar dublă. Pentru persoanele, nu vreau să zic bătrânii, dar pentru persoanele care au peste 60 de ani, ballpark să zicem, au nevoie de mai multă proteină. Pe măsură ce începi să ai activitate, pentru că cifra asta este pentru sedentari, atunci ar trebui să începi să adaugi proteină. Este dose dependent. Faci mai mult efort, mănânci mai multă proteină. Dacă nu, n-ai ce să faci cu ea. Cifra asta, v-am spus, este oricum conservatoare. Încă ceva. Deci, pentru persoanele în vârstă, ca să prevină sarcopenia, deci pierderea de masă musculară datorită vârstei sau și inactivității, este mult mai important să facă mișcare. Deci, stimulul ăla este de câteva ori mai important decât consumul ridicat de proteină în lipsa activității. Ok, mai multă proteină te ajută, dar mult mai puțin decât dacă ai face și efort. Mergem mai departe la următoarea cifră pe care trebuie să o știți, și anume 1,5-1,6 grame de proteină pe kilocorp pentru trăgătorii de fiare care vor să pună masă musculară și se află la mentenanță sau în surplus caloric. Atenție, că sunt nuanțe. Face antrenament cu rezistență, ceea ce poate să însemne tras de fiare, poate să însemne, nu știu, crossfit, poate să fie calistenic, antrenament cu greutatea propriului corp acasă, pliometrice, whatever. Astea sunt cifrele, 70 de kilograme ori 1,6 egal 112 grame de proteină pe zi. Atenție, ballpark, la per total rotund, poate fi 120, poate să fie un pic mai puțin, sunt zile în care faci fasting. E vorba dacă faci pe un an de zile o medie aritmetică, acolo ai maximizat. Deci nu de acolo începe discuția, nu, literatura spune clar. La 1,6, peste, nu mai culegi extra beneficii. Și dacă totuși ar exista aceste beneficii, sunt marginale. Și încă ceva, pentru că zona din care îmi fac temele, vorbesc de cercetători care studiază proteina și au dedicat viața acestor studii. Nu sunt youtuberi, nu sunt influenceri, nu sunt doctori generaliști, cardiologi sau, nu știu, nutriționiști care au făcut curs, cum fac eu, școala de șoferi, și când ies de acolo nu sunt șofer, sunt cineva cu un volan în mână. Vorbesc de cercetătorii pe zona de proteină, oamenii care fac studii, oamenii care fac studiile din care studiază alții, care fac guideline-urile, unde învață profesorii ca să dea mai departe la următorii absolvenți care vor deveni medici. Adică ierarhie, nu există mai sus decât ce vă zic eu acum. Și scopul pentru care vă zic asta nu este să mă credeți pe mine, este să învățați de la oamenii ăia. Eu poate mă înșel. Încercați întotdeauna să găsiți cele mai bune surse de informare din vârful ierarhiei dovezilor. Deci fie cercetători care cercetează fix subiectul respectiv, care au cel mai mare șantion de cunoștințe, de tot ce ai avea nevoie să știi, într-o singură persoană, și există experți și experți, unii sunt falși experți, majoritatea sunt falși experți, ceea ce consideră oamenii, mă refer, nu cei care chiar sunt, chiar au expertiză într-adevăr în domeniu. Dar nutriția
și zona de fitness sunt vestul sălbatic, în adevăratul sens al cuvântului. Și adevăratul skill este să înveți de unde să-ți faci temele. Și apelul la autoritate, apelul la experți, face parte din piramida dovezilor în zona de jos, cea mai de jos. Deci, în vârful piramidei avem guidelines, instrucțiunile pentru practica medicală, să zicem. Imediat sub, sau, mă rog, același palier dacă vreți, avem meta-analize și review-uri sistematice, după care avem RCT-uri, randomized control trials, studii controlate și randomizate. Deci astea, bucățile astea din vârful piramidei sunt cele mai importante surse de informații și cele mai importante dovezi cu care ar trebui să lucrați. Nu cu apel la vreun YouTuber. Și da, mă bag cu cea mai mare încredere în categoria asta. N-am nici cea mai mică problemă să n-ascultați nimic din ce zic dacă faceți abstracție de nivelul ăsta total. Adică eu nu văd de la YouTuberi, perfect. Nu vezi de la mine, nu vezi nici de la altul, nici o problemă. Te duci la cel mai înalt nivel unde te-am trimis eu acum și nu pentru că vreau eu, ci pentru că așa e normal, așa e corect, așa funcționează un om rațional și înveți de acolo. M-aș bucura enorm ca nimeni să nu se uite la noi, cei din afara domeniului de cercetare, și să se ducă fix la oamenii de știință. Dar ăia sunt în laborator, ăia au treburile lor, ăia merg la conferințe, ăia câteodată mai apar în podcasturi. Ăia cel mai probabil nu au social media, foarte puțini au și dacă au, nu sunt foarte urmăriți pentru că nu fac clickbait și deci nu au urmăritori. Un a făcut o paranteză incredibil de importantă și care va plictisi teribil probabil. Dar informația asta este de aur, e ca și cum v-am dat coduri. Alți oameni joacă cu dotări standard și tu ți-ai băgat tub de nos sub capotă și nu știe nimeni. Avantajul pe care l-ai dacă faci lucrurile astea este practic neloial față de alții. Când tu ai skill-ul ăsta și înțelegi și îți faci temele de unde trebuie, ai un avantaj imens în fața altora care riscă să pice în tot felul de capcane. Bun, de la 1,6 merge mai departe. Repet, există nuanțe și aici cu obezitate, mă rog, cu atrofii musculare și revenire și începători și whatever. Încă ceva, până că plecasem de la ideea asta, deci cercetătorii pe care urmăresc, din mai multe surse, adică mai mulți cercetători, nu unul singur, au zis următoarea chestie. Diferența pentru un sedentar este trivială, nesemnificativă din punct de vedere statistic, pe termen lung, între 1,2 și 1,6 grame de proteină. Adică atât timp cât nu tragi de fiare, nu vine cu extra beneficii. Extra beneficiile vin doar pentru oamenii care trag de fiare. Și atenție, acolo nu vorbim de magnitudine de diferență, de 3 ori mai mult, de 2 ori mai mult. E niște diferență între 1,2 și 1,6. Adică și dacă mănânci mai puțin, ok, nu maximizezi. Poate ți-a mai mult timp să ajungi acolo. Dar e cam tot aia. Sunt o grămadă de oameni care pun masă musculară în zona asta de plus 1, să zicem. Dar sub 1,6. Nu e optim. Asta e altă discuție. Câte mese ar trebui să ai pe zi? Păi să nu mănânci mai rar de undeva la 5 ore. Cam la 5 ore e maxim de pauză pe care o poți avea între mese. Cel puțin asta ne arată studiile în momentul de față. Asta înseamnă că ești ok cu 3-4 mese. Sunt 5 mese mai bune ca 4? Nu chiar. Sunt 6 mai bune ca 5? Nu cred. N-am văzut dovezi care să arate chestia asta. Ba din contră, tot apar în ideea în care poți să mănânci 100 de grame de proteine la o masă și să o asimilez pentru că durează digestia. Și aici intrăm în zona asta de discuție despre fasting și divaghează și devine altceva și nu vreau să o discutăm acum. Și mergem mai departe. Când ai nevoie de mai mult de 1,6? Pentru că ai nevoie de mai mult de 1,6 în unele contexte. Și anume, dacă ești într-un deficit caloric, atunci grăsimea și carbohidrații pe care îi ai în dietă, fiind în cantități mai mici, tu fiind în deficit caloric, prin definiție, atunci efectul lor de protein sparing, adică acești doi macronutrienți servindu-ți ca și substrat energetic, pentru că asta fac, nu zic că n-au și niște rol plastic, pentru că au, dar rolul lor principal este unul energetic. Fiind în cantități mai mici, atunci proteina va trebui să ia parte la acest consum energetic, fiind un slab combustibil, pentru că efectul termic al proteinei este mai mare. Lucru care este folositor atunci când ești în deficit caloric, să zicem, pentru sațietate, deși discuții, studii, nu e chiar bătută în cuie chestia asta, cum că ți-ar oferi proteina mai multă sațietate decât alte surse, să zicem. Și nu vorbesc de proteina în sine, ci de surse de proteină mai concentrate versus surse de grăsimi și de carbohidrați mai concentrate, dar repet, altă discuție nuanțată, totuși pierzi undeva la vreo 30%. Adică dacă consumi 100 de kilocalorii din proteină ca și energie, rămâi la final, după ce ai ars ca și temperatură, rămâi cu vreo 70 de calorii, unde efectul termic al grăsimii 25% și carbohidrații, mai țin minte, undeva la între 5, 20, 25, ceva de genul. Deci proteina este foarte ineficientă ca și combustibil. Și fie că este proteină musculară, adică îți canibalizezi mușchii tăi în procesul ăsta catabolic, fie că vorbim de efort, de anduranță pe 2, 3, 4, 5 ore, fie că vorbim de un surplus foarte mare caloric, nu contează.
va exista un catabolism muscular care se întâmplă oricum și în timpul antrenamentului în sală. Și bineînțeles, mai survine ca substrat energetic și proteina dietetică. Din de ce ambele îți vor folosi ca substrat energetic? Există și binecunoscutul mecanism de gluconeogeneză, adică momentul în care creierul sau corpul are nevoie pentru cine știe ce procese metabolice de glucoză, își va face rost de glucoză, nicio problemă. Pentru că glucoza este combustibilul preferat al corpului. Este o chestie mult sub formă de glicogen și, contrar a ceea ce credeți, consumul muscular, ca și țesut, este mai mic decât consumul energetic al altor organe. Deci mușchii sunt foarte eficienți din punctul ăsta de vedere metabolic vorbind. Și cifra de la 1,6 urcă peste 2 grame, maxim ce am văzut ar fi, la greutate per total, ar fi 2,5 grame pe acolo. Iar zona de 3 plus 3 grame de proteină ar fi pentru lean body mass, adică pentru masă corporală ce exclude grăsimea, dar atenție, nu înseamnă neapărat muscle mass, lean body mass. Deci masă musculară nu înseamnă masă musculară slabă, pentru că intervin și alte substanțe, cum ar fi apa, glicogenul din mușchi și masa osoasă. Deci, din punctul meu de vedere, nu văd niciun sens pentru care să treci peste 2,5 grame de proteină pe kilocorp, chiar și când ești în deficit caloric. Și atenție, cu cât ești mai definit, cu atât catabolismul va fi mai mare. Se numește energy availability, ceea ce înseamnă disponibilitate energetică, dar nu doar în corp, ci și nutrițional. Sunt două chestii. Dacă ești gras și ții o dietă strictă, există niște catabolism, dar tu, grăsimea aia ta, asta este bateria corpului de energie. Ai stocat energie sub formă de grăsime, subcutanat, de preferat. Adică unde preferat, dar mai bine subcutanat decât în jurul organelor, grăsime viscerală. Deci ești în relativă siguranță, cu cât ai mai multă grăsime de dat jos, cu cât te afli mai aproape de ceea ce înseamnă ultra definit, ceea ce înseamnă nivel de grăsime esențială, unde la 2-3% țesutul adipos se moare ca bărbat. Ca femei mai adaugi între 8 și 10%. Deși și măsurătorile astea sunt discutabile un pic, când vine vorba de femei mă refer. Deci, dacă ești definit, nu ai disponibilitate energetică nici stocată, nici nutrițională. Dacă ești gras, ai disponibilitate energetică stocată, chiar dacă nu nutrițională. Și există niște diferențe metabolice destul de importante între aceste două persoane, între cea obeză care are baterie și cea care este în formă de concurs la 5% care nu mai are baterie. Există niște adaptări, există niște schimbări destul de importante prin care a trecut băiatul ăsta care vrea să definească istoria BFS-ii striați pe scenă. Deci, oameni buni, cam astea sunt nuanțele când vine vorba de consumul de proteină pe care ar trebui să le știți. Și ca să fac un 360 și să închid cercul de unde am plecat, avantajul proteinei animale este doar în zona de 30-40 de grame de proteină pentru cineva care trăiește într-o zonă defavorizată sau într-un lager sau whatever. Pentru că îi va prelungi viața cu încă câteva zile, probabil. Și dacă e să caricaturizăm la maxim și să facem un strawman al dietei vegane și vine cineva care nu știe absolut nimic despre dieta vegană și mănâncă o singură sursă de proteină și aia este incompletă, atunci da, poate pe termen lung, se va lovi de unele probleme. În incursiunea mea prin domeniul ăsta al nutriției și al proteinei de origine vegetală, nu am întâlnit vreun studiu unde cineva face chestia asta. Mănâncă 3000 de calorii monoproteic dintr-o singură sursă de proteină și aia incompletă și se studiază pe 6 luni, un an de zile și vedem la final ce se întâmplă. Sincer, nu știm. Și chestia asta este valabilă și pentru exerciții. Nu prea avem niște studii foarte bine controlate care compară împinsul cu gantele versus împinsul cu bara pe un eșantion suficient de mare de oameni pe termen lung. Nu avem cum să facem decât niște inferențe, dacă vreți, niște inducții. Deci întrebările alea dificile, deci la genul ăla de întrebări mai dificile, nuanțate și din scenarii cu care nu ne vom întâlni niciunul dintre noi vreodată, sincer, nu avem un răspuns din punct de vedere al studiilor, care să fi măsurat așa cu micronul, ceea ce vreți voi să știți. Dar când vine vorba de dietă vegană, ceva ce credeți în mod eronat este că există proteină incompletă. Din punct de vedere filozofic, nu există așa ceva. Singura proteină incompletă, care îi lipsește cu desăvârșire un aminoacid, este colagenul, gelatina. Toate plantele au toți aminoacizii, dar în proporții variabile. Unele dintre ele au unul sau doi aminoacizi în cantitate mai mică. Dar ce noroc, există altele care au alt spectru de aminoacizi și aminoacidul care aici este în cantitate mai mică, aici este în cantitate mai mare. Și deci, ce credeți, se completează? Regula este următoarea. Există leguminoase, oleaginoase
și cereale ca surse principale de proteină. Și dacă mâncați din toate, și ar trebui să mâncați din toate, nu pentru proteină neapărat, ci pentru că sunt toate sănătoase și vin cu tot felul de micro și macronutrienți de care aveți nevoie și de fibre, nu mai vorbesc, și combinarea lor optimă, nu doar că vă furnizează toată proteina și toată energia de care aveți nevoie, dar face parte dintr-un mod, dintr-un pattern de a mânca sănătos, la care adăugați vegetale și frunze dacă vreți. Se traduce atât de urât din engleză, frunze, că voi vă gândiți la frunză de mesteacăn acum sau vă gândiți la frunză de castan, dar e leafy greens, frunze verzi, sau dark leafy greens, frunze verzi dar închise la culoare. Și cum numesc eu acum salata și varza kale și varza, încât să aibă sens în român, că sună furculision. Vă trimis să mâncați frunze. De parcă n-ar fi un milion de stereotipuri despre chestia asta, v-am mai zis și eu frunze. Taie cineva asta cu frunze și vede, Mitrache ne-a trimis la păscut. Clar, suntem folivori, gata, suntem maimuțe. Deci dieta ar trebui oricum pentru sănătate să fie variată, cu mai multe surse de proteine, din categorii diferite. Adică nu soia, fasole, linte, năut, că fac parte din aceeași categorie. Într-adevăr, sunt surse diferite, dar din aceeași categorie. Astea fac parte din leguminoase, după care avem cereale, avem grâu, ovăz, porumb, le știți. După care avem oleaginoase. Avem nuci, caju, fistic, migdale, macadamia, brazil nuts, o grămadă. Nu am calculat în viața mea aminoacizii și nici nu am de gând să fac chestia asta. Dar am ținut în mare parte din timp cont de așa ceva. Deci ca să-mi reiau șirul ideii, dezavantajul dietei vegane este unul de tip caricatură sau într-o zonă defavorizată unde nu mănânci suficient de multă proteină. În rest, dacă mănânci tu ca omul și nu-ți bați joc, e un pic mai dificil, ce-i drept. Pentru că dieta omnivoră, dacă are un avantaj, este acela de a fi foolproof, adică for dummies. Adică oricât de băbălău ai fi, dacă mănânci suficient de multe calorii din proteine de origine animală, ai suficient de multă proteină. Nu ai cum să greșești acolo. Greșești în total alte aspecte, nu contează. O să ai prea multă grăsime saturată, o să mănânci chestii cu fier oxidativ prea mult, o să ai insuficiente fibre, insuficienți polifenole, antioxidanți, alte chestii sunt problematice acolo. Dar proteina nu va fi o problemă. Vreau să vă vorbesc acum puțin din perspectiva mea de trăgător de fiare de culturism. Am 23 de ani de fiare, între care 21 de culturist de performanță. Am concurat și natural și cu substanțele, am și scos, le-am și băgat din nou. Feedback-ul pe care l-am eu legat și de dietă vegane și de concurat cu și fără substanțe și mai ales combinația de cele două, analizat extrem de bine și lucrat cu trial and error, mă face să am un feedback unic, care din punctul meu de vedere este unic în lume. Nu cunosc pe nimeni care să fi bifat fix căsuțele astea. Sunt oameni care au făcut-o natural, sunt oameni care au folosit substanțe, sunt foarte puțini oameni care au folosit substanțe și după care le-au scos și au concurat din nou fără substanțe, incredibil de rarefiat vârful acolo, eu personal nu cunosc pe nimeni, și după ce că ești singur în cameră și nu mai e nimeni cu tine, mai vii cu o complexitate unde și ai o cameră separată unde sunt trei înși în ea și anume ești culturist vegan. Ce vreau să vă spun cu cea mai mare sinceritate din lume este următoarea chestie. Folosind dieta asta vegană, din punct de vedere al proteinei, nu discut nimic altceva decât proteină, nu am observat nicio diferență. Nu sunt vegan de la militant cu orice preț, să vă zic, da, e de trei ori mai bună în combinația asta, face nu știu ce, scapi de ghinion, te place gagica aia pe care o preferi, contul are un zero în plus mâine dacă te apuci de chestia asta, nu sunt genul ăla. Și sincer, cunosc foarte puține persoane care sunt genul ăla. Argumentul meu pentru veganism este empatia față de animale, nu este unul nutrițional. Și deși mi-aș dori ca toată lumea să fie vegană și dacă aș avea puterea lui Stalin, de exemplu, n-aș obliga pe nimeni niciodată, nu i-aș lua liberul arbitru, nu aș împinge pe nimeni să facă chestia asta dacă nu e convins de argumente. Și în același timp știu 100% sigur că deși lumea va face tranziția asta, nu va face din motivele astea de empatie, ci o va face din punct de vedere tehnologic. Cum s-a întâmplat de fiecare dată progresul și asta e altă discuție pentru altă dată. Dar ceea ce încerc să vă spun este că nu încerc să vă împing dieta vegană. Din punctul meu de vedere, cineva care ține o dietă bazată pe plante, pe care nici măcar nu pot să o numesc vegană, din motive de sănătate, adică nu pentru animale, ci din motive personale, să nu le zic egoiste, că e pentru mine ego în centru, atunci nu doar că dieta aia nu o pot numi vegană și deși mă bucur când cineva face alegerea asta din alte motive, nu consider că este neapărat un argument pro-veganism. Deci veganism nu există în afara empatiei față de animale. Punct. Atât înseamnă. Veganism egal empatie față de animale. Nimic despre nutriție, nimic despre mediul conjurător, nimic despre combustibil fosil, nimic. Alea toate sunt adăugate după. Deci feedback-ul meu este următorul. Nu există
nici o diferență. Am putut să fac față pregătirilor și aș putea să fac în continuare față pregătirilor, chiar și în zona care este într-adevăr mai dificilă, dar pregătirea de concurs nu e ușoară, cred că pentru nimeni. Poate pentru unele persoane mai ușoară decât pentru altele, nu contest chestia asta. Pentru mine a fost întotdeauna dificilă și n-a devenit mai dificilă când am devenit vegan. Poate a devenit din unele puncte de vedere mai ușoară până la un moment dat. Dar în momentul în care ești definit de suit pe scenă, suferi la fel și pe dieta vegană și pe dieta omnivoră. Și deși sursele de proteină concentrate, seitan, soia, conțin multă proteină, poate mai vin și cu niște grăsimi și niște carbohidrați în plus față de sursele animale care nu au aceeași problemă, dar nu e o problemă, pentru că nu este necesar decât pentru o perioadă foarte, foarte, foarte scurtă, la final, să faci ceva atât de drastic, unde folosești aproape doar proteină, fără nimic altceva, scoți și practic și salatele. Deci imaginați-vă puțin că dieta aia, pentru oricine și omnivor și vegan, este să joci viața la very hard. Este incredibil de dificil, din foarte multe puncte de vedere. Și se poate face și vegan, într-adevăr, cu dificultăți de altă natură, dar tot dificil e. Eu plănuiesc și îmi doresc și sper că și reușesc, în momentul în care vă livrez niște informații de genul ăsta, să vă vorbesc și de bunele și de relele fiecărui concept și să anticipez eventualele întrebări, eventualele nelămuriri, eventualele critici și concepte neînțelese. Și sper că pentru mare parte a oamenilor reușesc. 100% nu am cum să am 100% eficiență. E imposibil. La unele persoane nu am cum să ajung. Nimeni nu poate ajunge. Dar asta nu mă împiedică să încerc. Îmi propun să vă ofer content destul de nuanțat. Până acum, când vine vorba de studiile pe termen scurt, mecanistice legate de proteina de zer versus proteina din soia, dacă cineva vine și vă arată așa ceva, ori nu poate mai mult el, atât, na, nu mai mult, ori o face cu bună știință să vă manipuleze. Studiile astea, mecanistice, sunt folositoare cercetătorilor ca să înțeleagă și să formuleze niște ipoteze de ce aia funcționează așa. Dar pe tine, pe mine și pe alții în situația noastră ne interesează outcome data, ne interesează datele din realitate, ne interesează dacă am făcut asta pe termen lung, atunci ce s-a întâmplat? Niște studii bine controlate pentru diverse variabile. Și avem așa ceva. Și răspunsul este următor. Dacă toate lucrurile sunt echivalente, respectiv conținutul de proteină și caloriile, atunci nu există nicio diferență între dieta omnivoră și dieta vegană atunci când vine vorba de performanță, forță și masă musculară. Acum există și critici la studiile astea. Am văzut, de exemplu, era un studiu recent unde aveau 1,6 grame de proteine pe kilocorp, unii au suplimentat cu soia, unii cu zer, la final niciun rezultat. Și unii au zis, da, dar pentru că a suplimentat. Nu, n-ai înțeles. Asta înseamnă că nu există nicio diferență între soia și zer, practic. Scuze, corecție, nu că nu există nicio diferență. Dacă tu consideri în continuare că proteina din plante este incompletă și proteina din animale este completă și că suplimentarea a făcut diferența, nicio problemă. Dar dacă vrei să muști glonțul ăsta, va trebui să fii constant din punct de vedere al logicii. Ceea ce înseamnă așa, proteină vegetală incompletă, deci slabă, proteină animală completă, deci calitativă. La final, nicio diferență. Ce înseamnă asta? Înseamnă că soia e atât de bună, atât de mult mai bună decât zero, încât a reușit să compenseze mizeria asta de proteină vegetală, care era atât de inferioară proteinei de origine animală. Adică alegeți care e convingerea ta. Și nu doar că trebuie să-ți alegi la nivel declarativ, ci trebuie să și pui banii unde sunt convingerile. Că dacă nu, se numește ipocrizie. Adică, ori mergi în direcția unde, bă, nu știu o diferență aparent, ok, ce mă interesează pe mine oricum chestia asta, sau, bă, nu-s de acord cu dieta vegană, bă, dar proteina de soia e atât de bună încât a reușit să compenseze o proteină mizerabilă pe care n-am de gând să o mănânc niciodată. Atunci hai să-mi iau proteina de soia. Deci ai două variante. Dacă nu, ipocrit. Știu că incredibil de puțin dintre voi veți fi în situația asta. Dar știu că 1, 2, 3, 4, 5 vor fi. Și cineva care cu bună știință ține două opinii contradictorii, chestia asta înseamnă disonanță cognitivă. Adică nu poți să crezi că există un burlac căsătorit sau apă uscată sau lumină închisă la culoare. E un nonsens, e irațional și nu cred că mai e nevoie de alte sinonime pentru că știți la ce mă refer aici. Bun, asta a fost episodul de astăzi, sper că v-a plăcut, sper că l-ați găsit educativ, instructiv, folositor. Iar dacă da, nu uitați să dați un subscribe, un like, un comment și un share și să ne vedem cu bine la episoadele următoare. Baftă!